O ocazie de neratat pentru colecționari. A apărut pe o platformă dedicată anunțurilor de vânzare și cumpărare o monedă rară din aur care poate aduce posesorilor o mică avere. Care sunt detaliile ce îi cresc mult valoarea? În ultima perioadă, pe una dintre cele mai mari platforme de anunțuri online, au apărut din ce în ce mai multe obiecte ce stârnesc interesul colecționarilor din toate colțurile țării. O categorie importantă este cea dedicată monedelor și bancnotelor vechi, amintirile. Păstrate de mulți români în pușculițele lor, pot aduce astăzi sume impresionante în conturi dacă găsesc cumpărătorii potriviți. Un anunț publicat de câteva zile a făcut furor pe platformă. Un vânzător din Iași oferă o monedă rară din aur. Prețul pe care îl cere pentru piesa de colecție pe care o numește raritate, este destul de piperat, fiind vorba despre 6.980 de lei. Moneda din aur ardealul nostru din 1944, în valoare de 20 de lei, este o adevărată comoară pentru pasionați. Vânzătorul precizează că exemplarul este unul greu de găsit la această calitate. Luciu de Batere. Pe același site sunt scoase la vânzări și bacnotele. Cea în valoare de 5.000 de lei din anul 1993 ți-ar putea aduce până la 6.000 de lei în buzunar, în timp ce bacnota de 1.000 de lei din 1999 costă acum 10.000 de lei, relatează playtech.ro.